constituționale, Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se admite parțial sesizarea deputaților în Parlamentul Republicii Moldova, domnii Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco. 2. Se declară neconstituțional articolul 41, alineat 4 din Codul Educației al Republicii Moldova, numărul 152 din 17 iulie 2014, în partea în care vizează asigurarea elevilor claselor a 5-a, a 9-a, cu manuale școlare conform schemei de închiriere aprobată de Ministerul Educației. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică monitorul oficial al Republicii Moldova.